Cunoscută după abrevierea CAR-98K, această pușcă a fost produsă în peste 14,5 milioane de exemplare de către producătorul german Mauser. Este o carabină cu repetiție cu 5 gloanțe, cu armare manuală, care a făcut parte din dotarea armatei germane din anul 1935 până la finalul celui de-al doilea război mondial. Cântărește aproape 4 kg și are o lungime de 110 cm. Viteza clonțului la ieșirea de pe țeavă are 760 de metri pe secundă și distanța până la care are precizie este de aproximativ 1000 de metri. Distanța maximă până la care poate ajunge glonțul este de 4700 de metri. În toate filmele, fie ele artistice sau documentare despre al doilea război mondial, o să vedeți această carabină, care era principala armă a infanteriei germane. Replica pe care o vă prezint acum este o replică Airsoft făcută de producătorul Snowwolf. Funcționează cu bile din plastic de 6 mm și are un sistem manual de propulsie. Pe scurt, nu necesită o butelie de CO2 sau green gas pentru a trage. Propulsia bilelor este asigurată de un arc ce antrenează un piston în interiorul unui cilindru. La armare, arcul se comprimă și rămâne blocat până la acționarea trăgaciului. Odată ce acționezi trăgaciul, acesta eliberează arcul care creează presiune ce va împinge bila pe țeava puștii. Dezvoltă o energie de 1,4 J, ceea ce face ca bilele de 0,20 de grame să iasă cu o viteză de 120 de metri pe secundă. Este o replică foarte reușită, parțial din metal, țeavă, trăgaci, cilindru și tija de armare și din lemn. Se simte foarte bine în mână, este realistă, copiază foarte bine arma originală. S-o luăm de la țeavă. Are sistem de ochire, iar această tijă de curățat țeava este una falsă. Replica vine în pachet cu o tijă din plastic pentru curățat țeava. Aici are un inel pentru prinderea curelei. Iar acesta este un înălțător pentru ochire, un fel de cătare reglabilă. Sub înălțător găsiți o mică tijă ce vă permite să reglați hop-up-ul. Încărcătorul se eliberează dintr-un mic buton aflat în fața trăgaciului și are o capacitate de peste 20 de bile. Eu bag cam 24 de obicei. Acesta este cilindrul, în interiorul căruia se află arcul și pistonul care propulsează bilele. Iar aici este tija de armare. Are și piedică, întocmai ca arma reală. În poziția aceasta nu se poate arma sau acționa trăgaciul, iar în poziția aceasta se poate arma și se trage.